Salut și bine te-am găsit la un video priceput! Astăzi vorbim despre automatizarea batantei Linomatic 400, mai exact despre placa acesteia. Aici avem cutia cu foto. Ce vedeți în față sunt fotocelulele RX și TX. Conectăm albastru la GND și maro la 24V. Nu uita să pune și chiederul de protecție la intemperii. Prindem apoi capacul și șuruburile, după care conectăm cea de-a doua fotocelulă. GND, 12V, normal close și comunul. Conectăm albastru la GND, maro după GND, portocaliu la comun și verde la normal close. Recapitulăm, GND, maro plus, comun și normal close. Conectăm în placă verde la borna 6 și portocaliu la borna 9. Mai departe, luăm firele maro plus din fotocelule și le conectăm la borna 16. După care, finalizăm conexiunea acestora cu firele albastre GND la borna 17. Recapitulăm. Normal close la 6, comun la 9, maro la 16 și albastru la 17. Așa arată placa lămpii. Aici vom conecta antena, iar aici alimentarea. Introducem maro la L și albastru la N, după care strângem șuruburile. Conectăm apoi antena cu tresa pe stânga și miezul pe dreapta. Hai să conectăm acum antena pe placa de comandă. Aici avem tresa, iar aici miezul. La borna 1 conectăm miezul, iar la borna 2 tresa. Urmează alimentarea lămpii în placa de comandă. Eu conectez maro la 20 și albastru la 21, după care strâng șuruburile. Conectăm cablul de alimentare prima dată. Motorul nostru are câte 4 fire. Firele ce reprezintă închiderea și deschiderea motorului se conectează la câte un fir pe condensator. Conectăm negru open și condensatorul la borna 24. Apoi maro close, condensatorul la borna 25 și albastru comun la 26. Urmează motorul 2 și conectăm așa. Maro open cu condensatorul pe borna 27, negru close cu condensatorul pe borna 28 și albastru comun pe borna 29. Ne-au mai rămas de legat firele cu împământare de la motoare la sursa de alimentare pe automatizare. Pentru a face acest lucru, folosesc o clemă Vago. Acesta a fost tutorialul la conexiunea noii plăci de la automatizarea batantei Linomatic 400. Ne revedem data viitoare cu un nou tutorial!